Ședința istorică a Camerelor Reunite ale Parlamentului. Deputații și senatorii au avut de luat vineri o decizie grea, dar foarte așteptată, și anume suspendarea președintelui României Traian Băsescu. Au votat pentru suspendare 258 de parlamentari, în timp ce doar 116 parlamentari au votat pentru Traian Băsescu. Așadar, România a rămas fără președintele ales în două rânduri. Locul lui Traian Băsescu în fruntea statului este luat de președintele senatului Crin Antonescu, iar referendumul pentru demitere va fi organizat pe 29 iulie.